USR a întâmpinat guvernul la Timișoara cu un protest care a avut loc în fața prefecturii. Tăiați pensiile speciale, scria pe o pancartă a celor care au ieșit în stradă. Unul dintre protestatari se arăta indignat de faptul că au fost ani întregi în care guvernul a întors spatele Timișoarei, deși orașul de pe Bega a contribuit semnificativ la bugetul de stat. Noi am fost ignorați foarte mult timp și nu putem să-i lăsăm pur și simplu, după tot ce fac prin țară, după măresc taxele, pierdem bani din PNRR, trebuie să ne vadă și pe noi că existăm, nu suntem doar pe hârtie să ne semneze și să ne uite. Totodată, protestatarii au făcut și o aluzie cu covrigul de la Buzău.